Meditații la minut. Pentru mintea omului, cuvântul familie poate să însemne lucruri foarte diferite. Vorbim de familie atunci când ne naștem într-o familie și apar legăturile de sânge, sau vorbim de familiile prin alianță, căsătorie, parteneriat, adopție. Tot familie pentru foarte mulți oameni înseamnă și relațiile de prietenie sau relația cu animalul de companie. Important de știut este că familie e acel sistem în care noi investim timp, energie, interes și curiozitate. În zilele noastre, forma și structura familiilor este foarte variată. Avem familii în care părinții sunt căsătoriți, familii în care părinții sunt divorțați, avem familii cu copii sau familii fără copii, familii monoparentale și familii contopite. Important de știut este că atunci când vine vorba de a ieși dintr-o familie bazată pe legături de sânge, acest lucru este imposibil. Deseori le spun părinților că pot să divorțeze din rolul de soț și de soție, dar din rolul de părinți cu adevărat nu putem divorța niciodată. Sunt foarte frecvente cazurile în care părinții au divorțat, de exemplu copilul a pierdut legătura cu tatăl și după o lungă perioadă de timp, după câțiva ani, dacă vrem să vedem care a fost traseul de viață al tatălui și al copilului, vom vedea foarte multe asemănări, chiar dacă cei doi n-au păstrat legătura. Asta înseamnă că acea vorbă din popor care ne spune că sângele apă nu se face este foarte adevărat atunci când vine vorba de familie. De aceea este important să depunem și să investim cât mai multă energie în familie, pentru că familia este pentru totdeauna. Pe data viitoare, la Meditații la Minut.